fie Domnul lăudat și pentru seara aceasta, fraților. Și haideți să mai rămânem în prezența Duhului Sfânt, a Cuvântului care a fost citit înaintea noastră. Și din Epistola lui Pavel către Tit, în versetul 12 în special, vreau să împărtășim gânduri frumoase, binecuvântate despre darul echilibrului spiritual. Căci harul lui Dumnezeu, spune versetul 11, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, spune, și mă opresc la acest cuvânt. Fraților și surori, este foarte, foarte importantă cumpătarea. Foarte importantă este. Se vorbește așa de puțin despre cumpătare și chiar în Noul Testament, doar în 10 locuri apare cuvântul acesta, cumpătare. Dar ce este curios și interesant este că Epistola către Tit, deși are 3 capitole, conține de 6 ori acest cuvânt. Și anume, cumpătare. Oare ce este cumpătarea? Ce este echilibrul spiritual despre care vreau să discutăm? Odată, dicționarul limbii române ne spune că acest cuvânt, cumpătare, înseamnă moderație, înseamnă echilibru, înseamnă un simț al măsurii. Fraților și surori, vă întreb și mă întreb pe mine. Avem noi nevoie de echilibru în lucrarea lui Dumnezeu? Cred că avem nevoie. E așa de important să fim echilibrați. Vedeți, noi tinerii de multe ori suntem dezechilibrați pentru că, ce să zic, nu avem experiență, nu avem înaintea lui Dumnezeu poate o relație foarte bună cu El. Și să știți că există diferență și o să vedem imediat diferență între o parte negativă a lucrării și o parte pozitivă. Bineînțeles, de partea negativă noi trebuie să ne ferim. Dar uite că și în partea pozitivă Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să avem un echilibru, trebuie să avem o înțelepciune. Acest cuvânt cumpătare provine din latinescul compitare sau computare, care este un cuvânt compus din două cuvințele, din două particule verbale și care ar putea fi tradus așa, cu retezare sau cu tăiere. Asta înseamnă cumpătare. Înseamnă că tu atunci când ai aplicat cumpătarea în viața ta, trebuie să renunți la ceva și nu la ceva neapărat rău. Nu la ceva neapărat rău. La rău, sigur, neapărat trebuie să renunțăm, asta e clară, Biblia. Dar uite că în domeniul lucrurilor bune, Domnul spune că trebuie să avem cumpătare. Mai mult, cuvântul sofron este un cuvânt folosit aici în Noul Testament, în cele 10 cazuri despre care aminteam. Era utilizat și în lupte, dar și în muzică. Și vorbea despre un echilibru, despre un control, de exemplu într-o luptă, luptătorul trebuia să se controleze, să nu lovească prea tare ca să rămână descoperit. În muzică, muzicianul trebuia, în special vocalistul, să-și controleze vocea, ca nu cumva să facă ceva și să audă alții și să spună că sună disgrațios cântecul lui. Deci observați, în multe, domenii, dar în special în domeniul spiritual, trebuie să se aplice acest cuvânt și acest concept de cumpătare, acest dar, care nu este scris printre darurile Duhului Sfânt, dar e foarte important pentru noi. Am găsit în Noul Testament anumite traduceri ale acestui cuvânt și anume prudență, sensibilitate, trezire, înțelepciune sau, spunea, să fim înțelepțiți, într-o altă expresie și într-alta veche de tot, trezvie, un cuvânt care nu este folosit astăzi. Dar m-am uitat puțin în Noul Testament și mi-am dat seama de un anumit lucru. E foarte important să înțelegem lucrul acesta.
Ce părere aveți dumneavoastră? Este diferență între cumpătare și înfrânare? Ce diferență există între cumpătare și înfrânare? Că există o diferență. Pentru că vine Duhul Sfânt și ne spune că darurile Duhului sunt cu tare sau roada Duhului este cu tare și începe și sunt acolo nouă caracteristici. Și ultima este înfrânarea poftelor. Dar este o diferență destul de mare între cumpătare și înfrânare. Care este această diferență? Păi foarte clar, noi avem pofte noi pentru că Dumnezeu le-a lăsat pofta de mâncare, pofta de dormit și așa mai departe. Sunt cel puțin 14 pofte sau nevoi fundamentale pe care Dumnezeu le-a lăsat, spun cercetătorii, în trupul uman, în noi. Ori în momentul când vine o poftă și încearcă să mă fure și să mă ducă pe o cale a păcatului, de exemplu, pofta de a bea sau nevoia de a bea, și în loc să beau numai apă, vine diavolul și mă pune să beau mai mult decât apă, adică vin și băuturi amețitoare. Și atunci am căzut în neînfrânare. Pofta de a mânca, vine diavolul și mă face să mă îmbuib și să mănânc mai mult decât trebuie și așa mai departe. Ori aici trebuie să acționeze înfrânarea poftelor, dar există lucruri bune în viața noastră pe care Dumnezeu spune, măi, tu acele lucruri trebuie să le echilibrezi. Sunt lucruri bune, nu sunt rele, sunt bune. Dar uite că și în lucrurile bune tu trebuie să fii echilibrat. Domnul să ne ajute la asta. Anume, în Proverbe spune, și nu mai caut versetul, dar vreau să vă spun 25 cu 16 și cu 27, spune acolo că dacă dai peste miere, să nu mănânci prea multă, ca să nu te scârbești de ea. Există, de exemplu, predicatori sau cântăreți care atunci când apucă la amvon, îs bolnav de amvonită, așa spunea cineva, de amvonită. Și ăștia, domnule, nu mai pot să-i vindeci că până nu se dau jos de la amvon, dar cine știe când se dau? Băi, nu pot să fie vindecați, că lor atâta le trebuie să stea acolo până să satură și să scârbesc alții de ei. Dar sunt și cântăreți. Am fost de mult, în urmă cu ani de zile, am fost în misiune undeva, era duminica dimineața, în zona de nord a țării. Și un cântăreț, domnule, de la ora 10 până la 12 fără un sfert, o recitat, o cântat și o spus mărturia, o recitat, o cântat și mie mi-a lăsat un sfert de ceas. Și eu am vorbit 10 minute și atât. Și vedeți, a fost lucru bun că oamenii stăteau și l-ascultau și se bucurau de slujirea lui, dar trebuia ca să se aplice în viața lui, în experiența lui, echilibrul. Dacă noi am fi mai echilibrați, să știm că nu numai noi stă toată mântuirea lui Dumnezeu și nu numai noi știm toate predicile din lume și nu numai noi cântăm ca ciocârlia și nimeni n-are voce ca și a noastră și să punem monopol pe lucrarea lui Dumnezeu și să mergem numai eu și numai eu și numai eu. Nu, nu, nu. Asta e o boală spirituală. Aici trebuie să vină și să acționeze darul echilibrului spiritual. Doamne, ajută-ne! E foarte important lucrul acesta. Dar să știți că acest dar acționează mult, 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 mult mai adânc în viața noastră. Mult mai adânc acționează. Cumpătarea trebuie să intre în substraturile noastre interioare și să acționeze acolo. Bineînțeles, spuneam, dacă mâncăm este un lucru bun, dar dacă depășim limita, atunci trebuie să vină înfrânarea și așa mai departe. Cumpătarea este un lucru care se aplică în special lucrurilor spirituale. Haideți să ne uităm puțin în cele puține versete care există în Noul Testament și să ne dăm seama unde acționează cumpătarea. 1. Cumpătarea creează armonie între lucrurile de sus și lucrurile de jos. Foarte important lucrul acesta. Și vin mai aproape de noi. Haideți să citim în Matei, în capitolul 23. Este aici o cuvântare puternică și aspră a Domnului legată de farisei.
Și haideți să citim de la versetul 23 în jos, până pe la 25. Vai de voi, spune aici. Vai de voi, sunt vaiurile care Domnul le rostește în dreptul fariseilor. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Dar de ce, Doamne? Pentru că voi dați. Păi dăm, dar nu-i bine să dăm? Ba da. Dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptate, milă, credincioșie. Sunt lucrurile care sunt amintite în Mica 6 cu 8. În Mica 6 cu 8 spune ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și aceste lucruri Domnul le aduce în fața lor și le spune așa, mă, voi faceți un lucru bun. Adică, voi dați zeciuială. Eu nu vreau să vă spun, le-o zis Domnul, că voi faceți un lucru rău că dați zeciuială. Bine faceți, dați, că e bine să dai. Dar, în timp ce voi dați zeciuială, alte lucruri care sunt mult mai importante, și anume dreptate, milă, credincioșie, astea le lăsați nefăcute și sunteți în pericol. Și continuă Domnul, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute, adică voi nu aveți cumpătare. Asta e toată problema. Cumpătarea ar fi echilibrat lucrurile. Cele pământești le echilibra pentru că voi dădeați din cele pământești și aveați dărnicie la activ înaintea lui Dumnezeu, dar cele sufletești și acestea le-ar fi adus cumpătarea în atenția voastră și le-ați fi înfăptuit. Dar voi v-ați gândit că dacă dați din cele pământești, atunci sunteți absolviți de cele sufletești și aici sunteți într-un pericol și continuă Domnul. Haideți să vedem versetul 24 și 25. Povățuitori orbi sunteți. Extraordinar. Le-a zis Domnul orbi aici. Și povățuitori orbi. Învățători orbi. Predicatori orbi, le-a zis. Extraordinar. Care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Observați? Lipsa de cumpătare. Era țânțarul acolo în sită și zice, bă, ăsta e rău, afară cu el. Ăsta e gos. Ăsta e neghin, afară, dă-l afară, uite, și era un țânțar. Și apare o cămilă mare care, vorba aia, pasă acolo în sită și zic, bă, uite acolo o gaură cât o cămilă, las-o să treacă. Și vedeți, cam aici Domnul i-a zis, mă, voi faceți ceva ce n-a făcut nimeni. Voi strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Ce se întâmplă cu voi? Și versetul 25 le-a zis exact ce se întâmpla cu ei. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Este exact cuvântul pe care noi îl folosim, cumpătare, de aici era necumpătare, cuvânt compus. Și observați ce mult acționează cumpătarea în a armoniza cele de sus cu cele de jos sau cele exterioare cu cele interioare. Și foarte important darul acesta. Foarte, foarte, foarte important. Iisus a asociat lipsa cumpătării cu răpirea aici în versetul acesta. Zice, inimile voastre înăuntru sunt pline de răpire. Adică jaf, adică hoție. Hoția să fie asociată cu necumpătarea. Extraordinar. Păi în momentul când eu mă duc să predic și văd că poate mai sunt și alții care poate ar zice și ei ceva, sau poate nu mi-o dat Domnul, dar vreau să arăt ce știu eu. În momentul acela eu sunt un hoț, am răpit slava lui Dumnezeu și în același timp sunt necumpătat și Domnul să aibă milă de predicatori. Și Domnul să aibă milă de mine și să-mi dea o cumpătare cum vrea Domnul. Și de toți predicatorii în același timp. Și cântăreți și orice slujbaș. Eram într-o biserică odată și pe un frate l-au pus să mulțumească înaintea lui Dumnezeu și dacă nu greșesc, vreo 45 de minute s-au rugat. Și au ieșit frații din biserică și au rămas numai el cu câțiva. Deci, fraților și surori, foarte important darul cumpătării, al echilibrului, foarte important. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Doi, darul echilibrului spiritual este aplicat și se aplică și la nivel de sentimente, de sentimente. Și aici e foarte important lucrul ăsta. Haideți să citim din Romani, din capitolul 12, să vedeți ce minunat
ne vorbește aici Domnul prin Apostolul Pavel. Romani 12 cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Fraților și surori, așa e de important la nivelul simțirii să ai un echilibru sfânt. Așa e de important. Au fost oameni care din cauza lipsei de echilibru, a lipsei de cumpătare, au luat în deșert numele lui Dumnezeu. Am auzit de unul și bătrânii, frații bătrâni îl cunosc și nu îi spun numele, că s-a știut în zona Clujului despre el. Omul acesta s-a luat cu niște martori și a început să vorbească în alte limbi pe drum, să-l audă oamenii. Și Domnul s-a supărat pe el și l-a lovit cu nebunie. Și o trebuie să stea luni de zile în nebunia aceea închis și legat, că îl legau și fugea și abia îl prindeau. Și până la urmă să meargă frații să se roage ca Domnul să-l elibereze. De ce? N-a fost cumpătat! S-a gândit că face el nu știu ce și n-a făcut nimic, că oamenii au început să-și bată joc de vorbirea în altă limbă și de Duhul Sfânt și de Dumnezeu. E așa de important să fii cumpătat în sentimentele tale, uite, față de Dumnezeu, dar și în simțirile tale față de tine însuți. E așa de important să fii cumpătat, să fii echilibrat. Spune Talmudul, o carte de înțelepciune evreiască, spune că omul a fost creat în cea de-a șasea zi a creației, pentru ca să nu se înalțe mai presus de sine și de locul pe care Dumnezeu i l-a dat și să vină o gâză și să-i spună: măi, bagă de seamă și stai la locul tău, că pe mine Dumnezeu m-a făcut mai repede decât pe tine și eu sunt mai bătrână și mai înțeleaptă ca tine. Vedeți? De ce? Pentru că aici, la nivelul sentimentelor, a simțurilor, vine diavolul și ne introduce o filă sub picioare. Sub: tu cine ești? Ești mai mare, ești mai înalt, ești mai bun ca alții. Mă, dar tu ai darul credinței. Am întâlnit într-o zi pe un frate, zice: frate, vezi, uite, uite. Și erau șapte, zice: șapte daruri am. Și au început să spună: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și am vrut să-i spun: frate, darul pocăinței îți mai lipsește. Da. Pentru că, vedeți, aici e cumpătarea și cine e cumpătat e pocăit și cine e pocăit e cumpătat. E așa de important darul acesta. Nimeni dintre voi, spune Sfântul Pavel, să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și, Doamne, ce părere se cuvine să am despre mine? Într-o zi s-a dus copilul la fratele Wurmbrand, pentru că l-a auzit predicând în biserică, copilul era mai mic așa, și zice tata către el: mă, cine sunt eu? O, zice tata, am auzit în predica dumitale că tu ai predicat și ai zis din 1 Corinteni, acum într-o zi la biserică, că Pavel și Apollo și altul și altul nu-s nimic. Nu-s nimic. Și Dumnezeu este totul. Și știi ce m-am gândit? Totuși, zice, eu sunt copil mic și uite ce mare ești tu, că mă uit așa în sus la tine. Tu ești un mare nimic, i-a zis copilul la taică. Tu ești un mare nimic. Și am zis: măi, ce frumos ar fi să mă văd și eu un mare nimic. Pentru că avem cântarea "Sunt un bulgăraș prea mic", unii spuneau că a compus-o fratele Emil Bulgăr, dar nu, că fratele Dorz a compus-o. Dar lui fratele Emil Bulgăr și nouă ni se potrivește: sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi cum? Mai mare. Dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut. Eu nu-s fereastră de amurdară, că-s curată, mă tot curăț prin sângele lui Hristos. Cu atât tu te vezi cum? Mai bine. Pentru că, vedeți, era într-o zi o descoperire legată de un tânăr, cred eu, dacă bine rețin, tânărul ăsta avea o frică așa în el și o fobie și o sperietură era peste el, s-a vorbit aici despre frică și
Zice că era așa un vas, asta era descoperirea, un vas de lut lângă el și un iepure. Și cu cât vasul de lut avea nivelul la un de lemn mai mic, mai mic, mai mic, nu știu cum a făcut diavolul, cu o lupă, cu nu știu ce, făcea iepurele tot mai mare, tot mai mare. Și vedeți fereastra, fereastra când e murdare, nu vezi cum trebă chipul lui Hristos, că vezi murdăria, vine diavolul și spictează un iepure acolo în duh de frică, zice, vai de tine, că vine acum diavolul și vai de tine. Și zice, în momentul când urca nivelul uleiului în vasul de lut, atunci începea iepurele să tremure și se vedea la adevărata lui mărime. De multe ori vine diavolul și din lipsa noastră de cumpătare și poate de înfrânare ne-l pictează pe Dumnezeu foarte mic și problemele noastre foarte mari. Vedem problemele ca munții și pe Dumnezeu nicăieri. Dar uite că Dumnezeu vine și spune, știi ceva? În momentele în care tu stai înaintea mea să ai simțiri cumpătate față de tine, pe tine să te vezi un mare nimic și pe mine să mă vezi totul, că eu rezolv totul. Și în momentele acelea Dumnezeu intră în lucrare, îți ia frica și spui, din momentul ăsta mie nu mi-e mai frică de nimic, Dumnezeu este cu mine. De cine să-mi fie frică? Să vină vrăjmașii, oștiri contra mea, Dumnezeu este de partea mea, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut! Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar de ce? A venit Domnul și a zis, aplic în viața ta darul echilibrului, darul cumpătării. Despre tine o să ai o părere potrivită, la locul tău, tu ești un păcătos. Fratele Lazar din Borhanci zice că de multe ori se uita la mâinile lui și începea să plângă. Și plângea foarte sincer și cu mare durere. Și oamenii se uitau, frații se uitau la el și îl întrebau, de ce plângi, frate Lazar? Zice, mâinile astea mulți draci o botezat. Și plângea. Unde mai întâlnim astăzi păstori, fraților și surori și slujitori ai lui Dumnezeu să plângă din cauza aceasta? Și o durere a bisericii și o durere în trupul bisericii, că proclamăm de la amvoane, haideți luați cereri de botez și omul nu-i născut din nou. Ioan Botezătorul i-a exclus înainte de botez și a zis, mergeți și faceți roade vrednice de pocăință. Noi îi excludem după botez și rușinea bisericii, rușine pe trupul lui Hristos și pe obrazul bisericii. De ce? Nu suntem cumpătați. Ne trebuie cifre, ne trebuie liste și dacă vine cineva și zice, bă, nu-ți merge treaba bine și lucrarea ta nu merge bine, îi punem lista sub nas. Și spunem, uite cât s-a botezat anul ăsta, uite câte binecuvântări, uite câte enunți, uite câte botezuri, uite așa, uite așa, uite așa. Și asta e greșeala bisericii. Pe timpul lui Spurgeon în Anglia s-a făcut aceeași greșeală. Când Spurgeon a mers la amvon într-o biserică, bunicul lui a făcut greșeli mari acolo și alții înaintea lui și biserica era mai mult de 50% alcătuită din oameni nenăscuți din nou. Oameni care fumau, oameni care consumau alcool, oameni care erau lumești și când votau ăștia în biserică, vorbea lumea în biserică și nu Domnul în biserică. Și aici ai pericolul pe care ne paște fraților și surori și un pericol foarte mare. Și Domnul vine și spune darul echilibrului să acționeze la nivelul cel mai de sus și cel mai de jos și Doamne lasă-L pe Duhul Sfânt să ne miște pe fiecare. Foarte important este darul acesta al cumpătării, al echilibrului, foarte important. O trebuie fratele Spurgeon să tot dea afară din ei și să curețe biserica. Și au fost și în țară la noi cazuri de mai demult. Și auzeam păstori care au trebuit să excludă ca să facă curățenie și să fie o biserică așa cum trebuie. Pe noi nu numărul ne mântuiește, Hristos ne mântuiește, amin. Domnul să ne cerceteze, fraților. E darul cumpătării, darul echilibrului, un dar extraordinar. Spuneam, unu, ăsta stabilește o armonie între lucrurile spirituale și cele firești, care oricum ne trebuie. Doi, darul acesta intră la nivelul sentimentelor și pune ordine între sentimentele care noi le avem, simțirile față de sine, față de Dumnezeu și față de alții. Și foarte important lucrul acesta. Apoi, trei, la nivelul slujirii, deja l-am atins puțin,
cu botezul și așa mai departe, la nivelul slujirii în biserică. Și mă mir că aici Pavel insistă foarte mult cu acest cuvânt, cumpătare, cumpătare, cumpătare. 1 Timotei 3:2 sau Tit 1:6. Vă dați seama, la nivelul slujirii în biserică, episcopul spune aici, episcopul, dacă este cineva fără prihană, bărbat, al unei singure neveste și așa mai departe, și merge mai jos și în versetul 8 spune din Tit 1 că trebuie să fie cumpătat, apoi în Timotei iarăși episcopul trebuie să fie cumpătat, apoi iar în Timotei ne vorbește despre soțiile diaconilor să fie cumpătate, apoi în Tit, în capitolul 2, de la versetul 2, versetul 5, versetul 6, zice, cei bătrâni să fie cumpătați, femeile în vârstă cumpătate, femeile tinere cumpătate, tinerii să fie echilibrați și așa mai departe. Și apoi face concluzia concluziilor și spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și harul acesta ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, adică cei negativ în viața noastră tăiem, renunțăm, îl dăm la o parte. Și în același timp vine ceva pozitiv în noi. Vine ceva pozitiv și printre lucrurile pozitive e cumpătarea, e dreptatea și este evlavia și apoi așteptăm fericita noastră nădejde. Fraților și surori, e așa de important la nivelul slujirii în biserică și dumneavoastră slujiți în biserica asta. E așa de rău câteodată că stăm pe scaune ca și spectatori. Un păstor din America a fost supărat odată că i-a văzut pe frați că nu spuneau nici amin, nici aleluia, nici nimic. Și au zis, bine ați venit la hotelul spiritual, v-ați adus pijamalele. Și au râs un pic de ei, dar e un adevăr dureros. De multe ori stăm în biserică așa cum se stă la spectacol. Fraților și surori, noi suntem lucrători împreună cu Iisus. Dacă ești aici și cineva predică, strigă frate un amin, un aleluia, roagă-te pentru el ca Domnul să-i dea har. Roagă-te Domnului ca la cântare să fugă duhurile și să coboare Duhul lui Dumnezeu și carul și călărimea lui Israel să coboare în adunare. Doamne, cercetează-ne! Vedeți, e așa de important darul cumpătării. La nivelul slujirii în biserică e foarte important. Episcopul, păstorul să zicem, prezbiterul, diaconul și așa mai departe, până la bătrânii bisericii, până la tinerii bisericii, toți trebuie să fie echilibrați spiritual. Haideți să vedem încă o problemă care există printre noi, fraților, și astea vulpi mici care strică viile în floare. În Zaharia, în capitolul 8, și ăsta e tot la nivelul slujirii. Vă dați seama că în Zaharia, în capitolul 8, ni se spune în versetul 19 că ăștia posteau în luna a 4-a, în luna a 5-a, în luna a 7-a, în luna a 10-a. Vă dați seama în câte luni, că nu posteau o lună întreagă, dar aveau zile de post speciale atunci. În câte luni posteau oamenii ăștia? Noi nici măcar nu îi atingem la cureaua încălțămintei. Noi nu postim cât posteau ei, nu ne rugăm cât se rugau ei. Și-o zis Domnul așa. Zice, eu vreau să vă primesc postul. Și au zis ei, da, Doamne, dar ce trebuie să facem? Au zis, Domnul, aveți o problemă. Și în secolul 21 bântuie aceeași problemă. Fraților, fiți foarte atenți, că e foarte important lucrul acesta. Zice aici, așa, postul din luna cu tare, cu tare, cu tare, se vor preface în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie, dar... O zis Domnul, dar, și aici le-a pus condiția, iubiți adevărul și pacea. Fraților și surori, e un pericol mare, mai ales la nivelul slujirii. Spunea un om al lui Dumnezeu din secolul 18, Jisrael, un om extraordinar, zice să nu mergem niciodată și să sacrificăm adevărul pentru pace, dar nici pacea pentru adevăr, ori noi de multe ori o facem. E așa de greu să le îmbin cele două, pacea și adevărul. Zici, mă, lasă fie pace, hai să spunem o mică minciună. Hai să fie pace, îl acceptăm pe fratele cu tare chiar dacă trăiești într-un păcat. Să slujească, lasă fie pace, să nu se supere. Și cădem aici, ori în alte biserici,
că sunt diferite nuanțe ale acestei probleme, ale acestei boli. În alte biserici se zice nu, adevărul și gata cu pacea. Și se fac tulburări așa de mari în biserici din cauza că sunt unii care zic nu, numai adevăr, adevăr, adevăr. Și adevăr am putea spune mult. Și adevărul e adevărat totdeauna, dar trebuie să știm când să-l spunem și cum să-l spunem. Amin? Domnul să ne ajute. Se spune că la un împărat, împăratul a avut un vis și în visul lui a zis că a visat că toți dinții din gură i-au căzut și a rămas unul singur. Și a chemat un înțelept. Și ăsta nu știa cum să spună adevărul. Și zice, mă, ce înseamnă lucrul ăsta? Zice, știi ce înseamnă? Că toți, vai, zice, o mare nenorocire, dacă se împlinește, e mare pericol. Toți ai tăi o să moară și vai, nu știu tu dacă ai scăpat, tu să fii dintele la care a rămas. Că ceilalți, zice, toți mor. Împăratul s-a enervat și cheamă soldații și spun, dați-i 100 de bice și dați-l afară. Și asta au făcut. Îl cheamă pe alt înțelept și vine omul. Zice, mă, uite ce am visat. Mi-au căzut dinți, au rămas unul așa, așa. O, împărate, probabil că o să vină o nenorocire peste tine și o să fie mai greu. Dar chiar dacă cei ai tăi vor mai pieri, vor cădea dintre ei, să știi că tu vei fi ferit. Și ăsta e un lucru extraordinar. Zice, dați-i 100 de bani de aur, o zis. Vedeți, e așa de important să știi cum să zici adevărul. Ori aici spune Domnul adevăr și pace. Ori noi de multe ori încercăm să jonglăm fie cu mai mult adevăr, fie cu mai multă pace și renunțăm imediat la celălalt din ecuație și atunci iese foarte, foarte, foarte rău. Și de aceea, fraților și surori, Domnul să ne ajute, pentru că spune în Ioan în capitolul 1 că Moise a venit cu legea, dar harul, mila, pacea dacă vreți, și adevărul au venit prin Iisus Hristos. El a știut atunci când a venit în fața lui o femeie care nu mai avea o șansă și ei voiau să o ucidă cu pietre. A știut Domnul să se uite la ea, să scrie cu degetul pe nisip și să rezolve situația. De ce? În el era și adevăr, era și pace. A făcut pace între femeia asta și cer, a rostit adevărul, dar nu când erau toți de față. Dacă Hristos rostea ce a rostit la final, să-l audă ăștia, la alții ăștia, imediat cu pietrele o ucideau. Femeie, o zis către ea, unde-i spărâșită? Niciunul nu o zice, Doamne. Știi ceva? Du-te și să nu mai păcătuiești, că eu știu că ai păcătuit, i-a zis Domnul. Dar știți când i-a spus Domnul, când era momentul potrivit. Și de aceea, haideți să-i cerem lui Dumnezeu darul echilibrului. Eu rămân la cuvintele astea care le-am adus înaintea dumneavoastră și vreau doar să recitesc cuvântul din Tit și să rămână pentru noi un cuvânt, o temă de meditație, că e foarte importantă, fraților și surori. Noi ne rugăm, măi, a fost har în adunare, am avut har în rugăciune acasă. Nu cumva harul ăsta ni l-am fabricat noi. Că sunt și haruri fabricate. Nu cumva noi, dă-i, și tot cântăm și ținem ochii închiși și vine Domnul și vine Domnul, dar numai noi știm ce avem în inimile noastre. Și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii și acolo și eu și numele meu acolo a fost arătat. Și ce mă învață? Mă învață să o rup cu păgânătatea și după ce am rupt-o cu asta și cu poftele lumești, asta să spunem că ar fi înfrânarea, mă învață și să trăiesc în viacul de acum cu cumpătare. Când îmi pune cineva în față ceva, la o masă a celor mari, să-mi pun un cuțit în gât și să spun eu sunt cumpătat. Apoi cu dreptate și apoi cu evlavie și așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Și până când El va veni, Domnul să ne ajute să fim plini, plini, plini de toate darurile duhovnicești. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.